Prima întrebare conține de fapt două probleme. Vi se pare oportună deschiderea dosarelor Revoluției și de ce nu s-a făcut nimic timp de 8 ani? Poate că fiind 21 decembrie, chiar în această zi, merită să spunem că Revoluția a fost momentul în care oamenii s-au unit. În felul acesta am putut dobori dictatura, înlătura tot ceea ce ne apăsa. Și momentul ăsta de unire, eu cred că nu trebuie să se transforme în niciun caz într-un fir al dezbinării sau al unor jocuri politice în numele căutării adevărului. În ce mă privește, încă din ianuarie 90, am, printr-o hotărâre de guvern pe care am semnat-o ca prim-ministru, am hotărât înființarea unei comisii condusă de un grup de revoluționari din Timișoara pentru a cerceta ceea ce s-a întâmplat la Timișoara. Iar rezultatul cercetărilor lor a fost atunci înaintat, chiar de către mine, procuraturii. Pentru că aceasta este calea firească, calea juridică prin care lucrurile se pot lămuri. Căutarea adevărului reprezintă pentru toți cei care am fost în Revoluție o dorință nestrămutată. Atunci ne puteam pierde viața și eu și colegii mei, și fiindcă e vorba de 21 decembrie, mă gândesc chiar la ceea ce s-a întâmplat în seara și noaptea lui 21 spre 22 decembrie. Faptul că aceste anumite părți de adevăr au fost cunoscute, altele rămân încă necunoscute, este într-adevăr o chestiune de cum funcționează justiția, în ce măsură justiția poate aduna dovezi, poate face cercetările cuvenite și poate ajunge la concluzii. Mie mi se pare însă că ar fi foarte grav ca să mergem pe firul unei răzbunări care în fond să întineze chiar Revoluția. Revoluția care pentru întreaga omenire a fost un moment de înalt respect pentru poporul român. Deci această căutare a adevărului trebuie să se facă în baza unor cercetări corecte, legale și care trebuie duse până la capăt. Am spus-o dintotdeauna și o susțin și în acest moment, și cele relatate de la Cluj arată că într-adevăr se pot aduna anumite dovezi. Eu doresc însă ca aceste lucruri să nu se transforme nicicum în jocuri politice care până la urma urmelor au un interes străin de ceea ce avem cu toții în suflet ca memorie și în minte ca moment al Revoluției. Ați fost unul dintre liderii Revoluției. Sunteți de părere că pentru acele momente cineva poate să răspundă penal sau numai politic? Dacă greșelile sunt de ordin politic, adică dacă în confuzia de atunci, în panica creată, după părerea mea, de unități special pregătite de către dictator, asta este convingerea mea ca unul care am fost și în noaptea de 21 spre 22 decembrie, și în dimineața lui 22 decembrie, și la televiziune, și în zilele următoare. Deci, în confuzia, în panica care s-a creat acolo, e posibil ca să se fi dat anumite ordine care au condus și la victime cu totul nevinovate. Să nu uităm însă că cele mai multe dintre victime au fost cele provocate chiar de cei care au încercat să stăvilească Revoluția, care au încercat să mențină regimul de dictatură. Eu cred că ceea ce înseamnă greșeli de ordin politic n-au cum să fie în niciun caz considerate de ordin penal. Mi-aduc aminte, am spus-o de multe ori, de una dintre cele mai frumoase și mai înțelepte vorbe ale primului ministru Petre Carp de la începutul acestui secol, care spunea: greșelile politice se îndreaptă, nu se răzbună. Însă, acolo unde a existat intenția, acolo unde se dovedește că nu a fost rezultatul unui ordin politic, ci a fost pur și simplu intenția, și asta am văzut-o eu cu ochii mei în, de exemplu, noaptea de 21 spre 22 decembrie sau în ziua de 21 decembrie, când zbirii mai mari ai securității, ei înșiși au tras în populație pentru că asta era convingerea lor, acolo ei sunt vinovați penal chiar în raport cu legea existentă. Acolo, într-adevăr, adevărul ne poate conduce la inculparea unora. Dacă ați retrăi acele zile din decembrie 89, ar fi lucruri pe care le-ați face altfel? Fără îndoială. Nu uitați că până în decembrie 89 n-aveam nicio legătură cu politica. Eram
profesor la Politehnică, mă ocupam de știință mai mult și de studenții mei, așa că multe lucruri care atunci am fost obligat să le fac într-un anumit fel, acum cu ochii de astăzi le-aș face altfel. Însă sunt convins că un lucru l-aș face în continuare. Nu m-aș amesteca în treburile care nu mă privesc, așa cum nici atunci nu m-am amestecat în treburile armatei, nu m-am amestecat în treburile care priveau, să zicem, desfășurarea profesionistă la televiziune sau în altă parte. Dar acolo unde a fost nevoie de o decizie politică, eu am intervenit mai târziu, acolo, sigur, lucrurile puteau fi făcute poate și altfel. Una peste alta, însă, Revoluția a izbândit, ceea ce avem de plâns cu toții sunt victimele. Iar victimele sunt rezultatul dictaturii. Dictatura ne-a dus acolo unde a fost vărsare de sânge. Domnule președinte Roman, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.